Stimați colegi, bine v-am regăsit. Declar deschisă ședința Comună a Camerei și Senatului de astăzi, 8 octombrie, și vă anunț că din totalul de 465 de deputați senatori, până în acest moment și-au înregistrat prezența un număr de 256 de colegi. Ordinea de zi, programul de lucru, precum și mod desfășurarea ședinței comune a fost stabilite de birourile permanente ale celor două camere, cu participarea liderilor grupurilor parlamentare, fiind afișate pe site-urile celor două camere. Programul de lucru va dura până la epuizarea ordinii de zi. După cum știți, ordinea de zi are două puncte. Demisia domnului Sorin Mihai Grindeanu din funcția de președinte a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații și proiectul de hotărâre privind declararea vacantă a funcției de președinte al Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații. Trecem la primul punct al ordinii de zi, demisia domnului Sorin Mihai Grindeanu din funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Birourile Parlamentare Reunite au luat act de scrisoare a domnului Sorin Mihai Grindeanu privind demisia sa din funcția de președinte al Autorității, începând cu data de astăzi, 8 octombrie 2020. Prin urmare, nu ne rămâne decât să luăm act de această demisie, ceea ce declanșează, să spunem, procedura pentru al doilea punct, și anume proiect de hotărâre privind declararea vacantă a funcției de președinte al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Proiectul de hotărâre a fost de asemenea distribuit și afișat pe site. Dacă urmează dezbaterea pe articole, dacă la titlul proiectului sunt obiecții, nu sunt adoptat, la preambul, nu sunt adoptat, la articolul unic, nu sunt adoptat. Stimați colegi, dacă nu mai sunt alte intervenții, dezbaterile sunt încheiate. Vă reamintesc procedura votului electronic la distanță. Exprimarea votului prin mijloace electronice se face în intervalul de 5 minute alocat votării, anunțat de președinte după anunțul puteți vota, fiind afișat pe ecranul dispozitivelor pe care fiecare dintre dumneavoastră le aveți. Cunoașteți deja procedura. Deputatul sau senatorul are următoarele posibilități. Apăsarea tastei da, caz în care parlamentarul va fi registrat prezent, cu opțiunea de vot pentru. Apăsarea tastei nu, caz în care senatorul sau deputatul va fi registrat prezent, cu opțiunea de vot contra. Apăsarea tastei AB, caz în care senatorul sau deputatul va fi înregistrat prezent, cu opțiunea de vot abținere. Apăsarea tastei nu votez, caz în care parlamentarul va fi înregistrat prezent în categoria celor care nu și-a exprimat nicio opțiune de vot. În cazul în care nu apăsați nici o tastă, sunteți considerat absent de la votul respectiv. Rezultatul votului este contorizat sub fiecare buton în parte. La încheierea votului, pe ecranul dispozitivului de vot, va fi afișat textul vot oprit. După finalizarea ședinței, rezultatele voturilor exprimate de fiecare parlamentar vor fi afișate pe site-urile Camerei Deputaților și cel al Senatului. Stimați colegi, vă rog să vă pregătiți pentru exprimarea votului deschis electronic la distanță. Supun votului electronic la distanță, să înceapă votul.
Stimați colegi, avem un vot istoric astăzi. 326 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Nu votez 26. În consecință, hotărârea a fost adoptată. În continuare, vă supun atenție nota pentru exercitarea de către parlamentarea dreptului de sesizare a Curții Constituționale. Conform articolului 15, alineatele 2 și 3 din legea 47/92 prin organizarea și funcționarea Curții Constituționale, s-au depus la Secretarea Generală a Senatului și Camerei Deputaților în vederea exercitării de către senatori și deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale următoarele legi. Legea pentru ratificarea acordului cadru dintre Uniunea Europeană și statele membre, pe de-o parte, și Australia, pe de-altă parte, semnat la Manila la 7 august 2017. Legea pentru acceptarea amendamentului articolului 8 din Convenția Internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 21 decembrie 1965, la care România a aderat prin decretul numărul 345 din 70, adoptat la New York la 15 ianuarie 1992, la cea de-a 14-a reuniune a statelor părți la Convenție, și legea pentru modificarea și completarea legii educației naționale numărul 1/2011. Termenele pentru sesizare sunt de 5 zile pentru legile adoptate în procedură de drept comun, de la data depunerii, astăzi 8 octombrie 2020. Stimați colegi, ordinea de zi a fost epuizată, declar închisă ședința comună a Camerei și Senatului de astăzi, 8 octombrie 2020. Mulțumesc tuturor, să ne revedem sănătoși!